Bine, doamnelor și domnilor, scriitorul român Mircea Cărtărescu este nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Mai mult, este și favoritul revistelor de specialitate, dar și al caselor de pariuri. Alături de Cărtărescu, pe lista nominalizaților se mai regăsește japonezul Haruki Murakami sau canadianca Ann Carson. Câștigătorul va fi anunțat în această seară și va pleca acasă cu un cec de peste $1,000,000. A avut tot ce și-a putut dori.